Realismul socialist n-a fost aproape obligatoriu, a fost total obligatoriu. Expozițiile care erau organizate de stat aveau numai realism socialist și pe la margine existau un fel de, nu știu, 5% artă, eu știu, natură, moarte, peisaje, chestii de acest gen. Și arta s-a uniformizat, tendința de uniformizare și de aliniere la ideologia partidului a fost totală. Deci, nu existau mai mult decât două opțiuni. Sau ești pentru, sau ești contra. Nu exista un drum de mijloc. Eu am ales cel de-al doilea drum, de a mă depărta de arta oficială. Arta abstractă, în anii 60, n-a fost, cum să spun, nu a fost tolerată, a fost interzisă. Abia prin 67-68, așa cu primăvara de la Praga, frâurile astea s-au lărgit un pic și am reușit să facem o expoziție cu artă abstractă. Am fost 5 artiști din Timișoara care au fost invitați să facă o expoziție la Sala Calinderu. Această expoziție a rămas celebră și a făcut foarte multă vâlvă pentru că a fost prima expoziție de artă abstractă în România. Și nouă nu ni s-ar fi dat voie să facem o expoziție de acest gen, însă atunci, în mai 68, a venit de Gaulle cu o suită de vreo 200 de persoane, printre care și ministrul de cultură, André Malraux, și comuniștii vreau să arate că sunt deschiși și liberali și ne-au dat voie să facem această expoziție. De altfel, după ce au plecat francezii, s-a și închis expoziția. Da. Deci asta a fost prima spargere a gheții după al doilea război mondial. Cred că arta abstractă a devenit subversivă abia după ce a fost interzisă. Pentru că dorul lumii, spectatorilor de a vedea o artă neconformistă a fost atât de mare încât partidului s-a făcut frică de acest mod de gândire și de a face artă. Și realitatea este că atunci când noi am deschis expoziția, sala de expoziție a fost așa de plină, studenții de la facultate au venit în număr extrem de mare, a fost aproape o demonstrație. Și ceea ce este interesant, că toate ziarele comuniste au scris despre asta. Dar au scris mai mult despre eveniment și despre libertatea care ne-a lăsat-o partidul și mai puțin despre expoziție. Când am început drumul acesta, am fost sub influența suprematismului rus, care a fost o artă de revoluție și foarte cotată de revoluționari atunci în Rusia și după venirea la putere a lui Stalin a fost interzisă. Tocmai pentru că cei de la putere nu vreau intelectualitate, nu vreau oameni cu gânduri individualizate. Vreau uniformitatea, egalizarea și mai departe. Dar ce vreau să spun? Eu am început așa, m-a interesat suprematismul rus,
M-a interesat Bauhausul, m-a interesat de style Mondrian. Astea au fost așa jaloanele mele de început. Plecând în străinătate, plecând în Germania, am avut, bineînțeles, și posibilitatea de a aprofunda lucrurile. Cât timp am fost aici, foarte tânăr și relativ puțin informat, a fost mai mult o chestie de elan. După aceea a devenit o chestie de profunzime și de știință. Și de știința a istoriei și de știința a materiei. Deci, după ce am aprofundat și cu timpul, am găsit, vrând nevrând, un drum personal, de fapt foarte personal, un drum care s-a individualizat în cadrul artei europene foarte clar. Acum nu se mai vede niciun fel de influență din tinerețe, toate astea au dispărut și a rămas un opoziție foarte clară, foarte decisă, foarte determinată. M-ați întrebat de această lucrare. Această lucrare poartă numele Cimabue. Aici se poate vedea din maturizarea mea artistică. Eu am pornit de la actualitate artistică, actualitatea acută artistică și am trecut tot mai mult la la interesul pentru tradiția artei, pentru că nu există nimic care este aistoric. Tinerii cred că inventează lumea, dar lumea este inventată de foarte mult timp. Cu cât am devenit mai matur, cu atât m-a interesat mai mult arta renașterii, vechi italieni, vechi olandezi, spanioli și așa mai departe. Deci este un omaj foarte abstract unuia din marii artiști ai Italiei.